Petru Vlach se consideră cel mai bogat om întrucât are o familie numeroasă. A crescut și educat 11 copii, 21 de nepoți și 25 de strănepoți. La Combrat este cunoscut în calitate de apicultor, dar și un meșter iscusit în confecționarea pălăriilor și hainelor din blană. Bătrânul spune că a dus o viață onestă, a muncit cu dedicație și a fost un bun familist. La cei 91 de ani a fost felicitat de autorități. Ograda lui Petru Vlach din Combrat era plină de rude și prieteni. Fiind un bun apicultor, își ghidează copiii în acest domeniu. Mă simt bine, dar am început să aud mai rău. Înainte de pensionare am lucrat în calitate de apicultor, iar acum copiii mei au mai multe familii de albini. Eu doar verific cum se descurcă. Dacă n-aș fi avut copii, n-aș fi trăit așa mult. Sunt mândru și foarte mulțumit de ei. Copiii spun că sunt bucuroși că tatăl lor este alături de ei și îi doresc multă sănătate. Nu am trăit rău, am avut de toate. Eu sunt al doilea copil, iar cei mai mari aveau mai multe responsabilități. Aveam grijă de casă, ajutam părinții, aveam mai multe animale pe care le creșteam. Sunt cel mai mic copil în familie. Mama mea a primit pentru mine medalia Mama Eroină. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că tatăl meu se descurcă singur la o vârstă înaintată. Trăiește singur, vine fratele meu în fiecare zi, iar eu îl vizitez de două ori pe săptămână. La aniversare au venit și reprezentanți din administrația locală. Ne mândrim cu așa locuitori ai orașului nostru. A crește atât de mulți copii în vremuri atât de grele și a-i pune pe toți la cale este o mare realizare. Facem apel la tineri să iau un exemplu de la astfel de persoane. În municipiul Combrat sunt 40 de cetățeni care au trecut de vârsta de 90 de ani.